Vă rog să ieșiți Nu ies, afară. dar de data asta nu are două Deci vă rog paturi. să ieșiți afară! Doamne, calmați-vă, calmați-vă, nu vă exhalați toată isteria acum. Calm, deci nu are două locuri. Marș! Dați-mi scris. Marș! Medicul primar Radu Crăciun este unul dintre cei doi hematologi din Prahova, iar doctorița Creola Crăciun este șefa sa pe secția de interne, medic cu ștate vechi. Tot acest bâlci ar fi degenerat odată cu scoaterea la concurs a unui nou post de hematolog pe secție. Doctorul Crăciun spune că deși este mare nevoie de un alt post, nu s-a respectat legea și că nici organigrama nu ar fi fost suplimentată. În contrapartidă, șefa sa are cu acuze la adresa subalternului, care crede că este vorba mai degrabă de o problemă personală. Aveți scris acolo. Unde? Acolo. Pe hârtia pe care să văd o hârtie oficială scrisă de dumneavoastră. Și să văd și unde are doamna doctor paturi. Undeva pe un site, undeva oficial, undeva într-o hârtie. Ei, probabil. Da. În secție nu. Și pătării. Nu, nu. În secție nu, da. Pare rău. Ceea ce am cerut eu a fost respectarea legalității. Ceea ce am dorit a fost asigurarea condițiilor de muncă civilizate. Asta ce înseamnă? Mărirea secției cu un număr corespunzător de paturi. Din noiembrie anul trecut, de când a auzit, a început șicanele și amenințările că mă va schimba din funcție. Mai mult decât atât, a început să facă referiri la nejustificate, că nu-i țin de specialitate, la calitatea actului meu medical. Tensiunile dintre cei doi au ajuns la urechile tuturor. Reprezintă subiect de discuție atât la raportul de gardă, cât și în Consiliul de Administrație al Spitalului. Doctorul Radu Crăciun spune că atitudinea șefei sale de pe înregistrare este cam aceeași pe care o are și cu ceilalți colegi, dar oamenii refuză să spună adevărul, pentru că le este teamă. De cealaltă parte, șefa de la interne spune că tot timpul este provocată. I s-a zgâriat și mașina în curtea spitalului și că de aceea a cedat nervos în momentul înregistrării. M-a amenințat cumva? Da, nu! Am întrebat, nu cumva mă iei la bătaie? Păi nu, mă ameninți dumneata pe mine. Mă luați. Nu, că nu ești, ești un rahat. Nu ești altceva, de om. Eu consider că dânsul a venit pregătit și a premeditat acea înregistrare pentru că el, practic, mi-a violat intimitatea. Am avut iarăși niște altercații verbale cu dumnealui, soldate din partea nu știu cui, cu zgârierea mașinii mele. Am anunțat și poliția în sensul ăsta. Bineînțeles că nu i-am zgâriat-o, deci asta e o atitudine de copil de clasa 5-a. S-a mers, am bătut la ușă, discuția a avut loc cu ușa deschisă. Nu am intrat decât un pas eventual în interiorul camerei dânsei, deci totul a fost cu ușa deschisă. Deci am deschis ușa, am intrat un pas, nu am închis ușa, m-am blocat cu dânsa înăuntru să o agresez sau alte... Ați auzit probabil că a întrebat, dar cred că a auzit tot spitalul discuția. Conducerea spitalului s-a autosesizat imediat ce scandalul a fost făcut public. Conducerea spitalului s-a autosesizat către Comisia de Etică. Va fi analizată situația creată între, regretabilă între cei doi medici, între doctorul Radu Crăciun și doamna doctor Crăciun Creola, șefa secției de medicină internă din cadrul spitalului nostru. Comisia de Etică se va întruni miercuri la spital. Până atunci însă, șefa de la interne a făcut plângere la poliție pentru mașina zgâriată, iar subalternul său îi cere în continuare demisia.